Că am venit să vedem și noi. Asta am fost curios să văd cât e prețul la... Am văzut lăs pe aici. Am venit, am terminat cu... Afară, prețul lor cum a crescut odată cu pierderea steaua? Întreba aia și prețul pe rap, șarpele, ramul, urmat. Am intrat în convorbire cu un nou stupar, de această dată un stupar din zona noastră, de la Buteni. Aș putea să spun că cel mai mare stupar din acea zonă și cel mai cunoscut, atât din punct de vedere local și național. Este vorba de domnul Cimil Victor, care ne va prezenta produsele lui și ne va spune câteva informații despre stupina lui. Bună ziua, mă numesc Cimil Victor din Comuna Buteni, dețin o fermă apicolă certificată ecologic și o parte din produse sunt certificate și ca și produs montan. Fac pastoral intens în tot vestul țării. În ultimii ani a făcut pastoral și în sudul țării până la Călăraș, dar datorită transporturilor, datorită distanțelor lungi, m-am reorientat spre vestul României. Am o gamă foarte variată de sortimente, începând de la mierea de mană de brad, mană de stejar, miere de munte, ceea ce conține compoziție meură, apicunea salpină, miere de salcâm, miere de prăducior și împușor și salcâm, miere de tei, miere de rapiță, miere policloră, miere de armurare. Mai avem și o gamă variată de sortimente de polen, tinctură de propolis, propolis brut, turmuraș cu miere pe sortimente, căpăcele, miez de nucă, afine cu miere. Produs unic, cred că la târgu acesta și nu numai, mierea în două culori este numită. Ce fel de miere veți aici? De rapiță? Miere de rapiță și mană. De rapiță și mană. Fiind un contrast diferit, are un aspect foarte mare. Mai am în proiect să mai fac un alt sortiment de miere, dar deocamdată nu pot să dau secretul până îl fac, n-am avut timp să mă ocup. Ne puteți spune câte familii de albine aveți? 200 sunt acte și peste 200 sunt stupine. Peste 200. Deci toamnă sunt mai mulți, primăvară sunt mai puțini. Și așa nu ai. Poți să afirm că ai 200 de stup toamna și primăvară 160-190. Exact. E mai bine să ai câteva coloni suplimentare datorită perioadei de iarnă, care mai cheamă domnul câteva familii la el, rămâi cu o realitate care îl declară. Exact. Și spuneți-ne, fiul dumneavoastră, care iată e student la teologie, urmează și el pasiunea tatălui. De pasionat e pasionat, mă ajută, dar partea proastă este alta, datorită faptului că s-a implicat foarte mult în facultate pe teologie și menține o gospodărie la țară, are timp mai puțin să mă ajute în domeniul apicol, ca volum de muncă efectiv. Nu pot să faci facultate, să treci o gospodărie, pe bunica sa care e lucră, și să faci apicultură profesională. După terminarea facultății, dacă va avea un post mai în apropiere, cu ușurință va putea să țină și la o fermă apicolă. Adică să o întrețină și să ducă ștafeta mai departe. Exact. Deci, de la bunic, tătic și copil, va fi o fermă apicolă bine structurată din generație în generație. Exact. Domnul Cimil, ați accesat până acum fonduri ceea ce privește dezvoltarea unei stupini. Din păcate, nu mi s-a părut, ca să fiu cinstit, aberant, pot trebui foarte multe acte nejustificate, a trebuit și un pic de misiune în domeniul actelor și nu am vrut. Ce am accesat a fost doar minimisul pe apicultură, subvenția pe motorină și pe medicamente. Atât n-am accesat fonduri europene. N-ați accesat. Dați un stupar care se dezvoltă și care face treabă pe, să spunem așa, pe propria piele, pe propria muncă. Ce recomandați stuparilor să folosească? Lăzi verticale sau orizontale? Pentru cei ce vreau să facă profesionalism verticale, pentru cei amători doar orizontale. Nu mai recomand să facă apicultură profesionistă pentru că rentabilitatea în apicultură în ultimii ani, 10 ani de zile, este în cădere liberă. Deși foarte mulți apicultori se dezvoltă, dar rezultatul financiar cu frazinie la cheltuieli și venituri este foarte mic. Teoretic, rulajul de masă e mare, discutăm la nivelul unicului producător.
unei firme mari sau nu știu ce patron de uzine sau întreprindere. Sunt un apicultor care a făcut pași măruți, n-a făcut salturi în apicultură, dar pașii care am făcut au fost foarte stabili și nu am avut de unde să cad. Sunt foarte mulți tineri apicultori care au luat fonduri foarte mari, au făcut salturi imense în domeniul apicol, iar cei care au avut nefericirea să cadă s-au trezit fără albine și cu banii dați înapoi. Nu și-au mai putut reveni niciodată. Da, da. Din păcate sunt foarte multe ferme apicole care au dispărut, dar și foarte multe ferme apicole care se duc înainte, chiar dacă nu mai merge apicultură. Suntem o gamă de apicultori, o gamă de muncitori care noi nu știm să tragem decât ca și calul în ham. Ori bine, ori rău. Pentru noi apicultura înseamnă totul, în special pentru mine, și sper să mor de bătrân undeva la 90 de ani, să fac tot apicultură și să vând doar produse naturale, ca să mențin certificarea produsului ecologic, să fac sacrificii enorm de mari, cheltuielile sunt mari, iar atâtea controle avem. Care ar fi condițiile pentru o miere ecologică? Că auzim miere ecologică și vedem pus pe multe etichete și multe anunțuri a unor comercianți care vând miere. Și mierea nu e chiar ecologică. Care ar fi condițiile? Condițiile sunt foarte stricte, începând de la analiza mierii. Primele condiții primare care sunt: nu ai voie să dai zahăr, nu ai voie să tratezi totul cu substanțe chimice care lasă reziduri în domeniu. Toate substanțele care se dau pentru tratamentul varroa sunt cu acizi care sunt certificate de comunitatea europeană și nu lasă reziduri de mierea de albine. Nu se dă zahăr, nu se dă siropuri duse din Ungaria, dar ei numai câștigi. Stubii trebuie stimulat. Dacă nu ai miere naturală în interiorul scopului, dezvoltarea e cu mult mai slabă, albina nu este așa vigoroasă, dar nu trebuie să stoci. Trebuie să lași miere din luna iulie în colonii, să ai o garanție că mierea respectivă se ajunge până în următorul an. Rămân rame pe stocul miere, care mulți colegi le recoltează mierea ca să poată valorifica. Noi mierea respectivă o băgăm primăvara din nou în stup, cu rame cu tot, sau o descăpăcim pe diafragmă. Formăm un cules de întreținere natural, doar pe bază de miere, ceea ce înseamnă costuri foarte mari la medicamente, care sunt triplu sau împătrit față de miere de tratamentul convențional, volumul de muncă pentru a asigura un cules natural cu ramele cu miere rămase de rezervă în interiorul stocului, un volum de muncă foarte mare. În perioada de toamnă se poate crea un furtișag în care distrugi stupina în 2-3 zile, distrugi 2-300 de stup, riscurile sunt masive. Ca să se atâta ram cu miere pe stoc până primăvara, să poți asigura culesul de miere, de hrană, până în partea a doua anului, costă bani, că mierea respectivă costă bani mulți în ziua de astăzi, plus volumul de muncă de dus în depozit, din depozit primăvara dus înapoi, descăpăcit albina, sunt multe, să uzi ramele cu un pic de apă, să extragă mierea, să o pună în interiorul cuibului, în jurul cuietului. Un alt dezavantaj, am avut o iarnă foarte bună, o iarnă cu temperaturi constante, nu foarte grea, dezvoltarea, adică începutul oasului la stupi a fost normală, cum era în urmă cu 20-30 de ani, dar faptul că acum a venit valul acesta de ger, au blocat toate mărțile din oas. Ne trebuie acum o săptămână, două să înceapă mărțile de oas, ceea ce înseamnă că în primăvară vom intra cel puțin cu o generație, două de albini mai târziu ca dezvoltarea coloniilor. Dacă ne va binecuvânta cel de sus să nu avem un îngheț târziu la salcân, va fi un lucru bun. E un risc mare. În teoria mea, care o practică, nu teorie, și practică, după o iarnă grea vine un an apicol cu miere multă. Problema este altă. Dacă și avem albini în lărzile de stup, care să adune necarul necesar. Ce fel de mărci aveți, adică albină în stupină? Deci am rasa clasică, moștenită la părinți, oricum e corțită cu acheșoiul de mărci care sunt în pastoral, datorită trântorilor.
Deci am putea spune rasa românească. Dar n-ați adus măci de import. Nu am dus, n-am schimbat, n-am crescut doar mărcile. Care promulgează rasa noastră, rasa românească. Dar, în general, nu este o rasă curată, e o rasă corcită. Și asta numai Institutul de la București poate să certifice cât e de curată sau pură rasă care o avem. Datorită haosului rusul diferitelor specii galbina rasă, în România deja s-a bulversat. Rase originale în România, mă tem că sunt în foarte puține locuri, doar în anumite cătrune de undeva de locuri foarte izolate. Ceea ce în România nu mai prea există. Așa. Pentru că s-a, odată cu modernizarea drumurilor și alea forestiere, apicultorii pleacă în pastoral cu alte rase, trântorii împerechează mărțile de rasă autohtonă și e o problemă foarte complicată. În crescătorile de mărci de elită, e foarte greu să îndeplinești condițiile. Sunt condiții normale, necesare, dar prea greu de îndeplinit ca și practic. Ce spuneți în stimularea albinelor în perioada asta sau și în asigurarea surselor de hrană celor care nu urmăresc să obțină o miere ecologică? Recomandați administrarea unei turte proteice din luna ianuarie sau de la sfârșitul lunii februarie? Am auzit o discuție foarte aprinsă pe canalele de YouTube în ceea ce privește administrarea turtelor iarna. În primul rând, până la sfârșitul septembrie, trebuie asigurată hrană, recomandat hrană doar naturală, cât se poate. Acum sunt situații și anii... Sirop făcut din miere. Sirop făcut din miere sau ramele descăpăcite după diafragmă să se întregească cuibul. Sau, în cel mai rău caz, sirop din zahăr, că nu există altă alternativă. Că acum de ani de zile nu a existat alternativă la 9% din suplan, decât se suplimentează rezerva de hrană pentru iarnă. Nu ai ce mai căutat de la 1 decembrie în interiorul stucului până la 25-3 martie în stuc. Când ai hrană. Stupari care fac în luna decembrie acel tratament cu acid oxalic diluat cu apă și zahăr. E foarte bun. Da, e foarte bun. De ce? Pentru că atunci în decembrie nu mai există puiești 100% și mai prinde ultimile elemente de varoa în stupină. Niciodată varoa nu va putea fi decimat 100% decât undeva în procent de 90-90%. După un tratament cu oxalic făcut iarna, necesită familia de albine încă un tratament primăvara? Nu se mai justifică. De ce? Varoa există în puiet. Nu mai poți scoate din puiet, indiferent ce ar fi, care ar fi tratamentul. Toamna trebuie făcute mai multe tratamente, începând de la începutul iulie. Și nu mai ai nevoie să faci alt tratament până la începutul lunii anul viitor. Când e cantitatea mare de puier, n-ai cum să elimini varoa din puier, indiferent ce soluție ar fi. Singurul lucru care fie puierul natural, l-ai tratat când nu-i pe rame, nu-i puier, ăla-i curat. Dar albina place pe floare și vine cu varoa de pe altă albină. Și o problemă. Și continuând ideea, deci stabilești rezervele de mâncare începând din toamnă, și urmează perioada asta de iarnă cu turta proteică. O administrăm? Când o administrăm? Doar turta proteică. Sau sfârșitul... energetică. Da, cum spune, doar de sfârșitul februarie. Nu mai are ce căuta apicultorul în stop. În perioada de iarnă, decembrie, ianuarie și februarie, apicultor să fie patelier cu întreținere, curățat rame, topit ceară, bocizlă, desfârmat rame, lipit foile de ceară. E o activitate de atelier intensă. Nu toți apicultorii pot să stea patelier. Majoritatea au servicii, din păcate nu au servicii. Și cu toate astea sunt în întârziere cu programul administrativ de iarnă. Fac târguri, fac piețuri, având două stupini și alte activități auxiliare, nu pot să mai fiu. Pe timpul lui Ceaușescu, la 1 martie, eram cu stupina pusă la punct, cu majoritatea lăzilor vopsite, întreținute, așteptam primăvara. Acum așteptăm primăvara cu multe lăzi vopsite, multe rame neterminate, cât s-a schimbat lumea. Ultima întrebare, mierea o vindeți la piețe, la târguri sau preferați vânzarea în gro?
Eu personal, datorită faptului că produc miere ecologică, cantitățile sunt foarte mici, dacă vând la gro, am terminat banii și nu mă ajunge pe un alt lucru. Am preferat să vând cu amănuntul pentru că mi-am adus cu plus valoare de 2-3 lei la kilogram, poate al sortiment 5 lei la kilogram. Și am tot timpul un ban în buzunar de pâine și de facturi, nu bani de investiții. Cantitățile de miere ecologice sunt mici, chiar dacă într-un an există un sortiment cu o cantitate mai mare, dar pe ansamblu cantitățile sunt mici. S-au terminat cu ani apicoli în care se producea miere cantitativ. Familia mea, fiecare an, în urmă cu 20-30 de ani, vindeam undeva între 10 și 20 de tone de miere pe an. Doar la gro, acum s-a terminat. Nu mai există miere în natură, sunt mai multe motive. Unul din motive, dezvoltarea coloniilor de albine cu mult mai slabă. Anii apicoli sunt atipici, nu mai există foarte miere în natură. Plus un aspect care multă lume mă condamnă, sunt foarte mulți tu pe kilometru pătrat la culer. Exact. Pleacă o albină din floare și mai ies 5-6 albine la rând să intre să vadă dacă mai rămas. În mod normal, pe vremuri, erau doar câte un apicultor, doi, în fiecare sat. Fiecare apicultor care era un apicultor bun avea până la 50 de stupi. Un apicultor deosebit de bun, un apicultor mare, avea până la 100 de familii. Cu excepția poate la 5 apicultori din toată România. Acum apicultorii cu 100 de stupi sunt cei mai mici, da. Cei începători. Acum sunt de la 300-400 de stupi în sus și atunci vă dați seama că indiferent ce ar fi, în mod logic și practic, nu uitați una să împartă pâine în două sau în 20. Așa-i. Așa-i. Domnul Cimil, vă mulțumim frumos, vă urăm vânzare plăcută și multă sănătate. Mulțumesc, mă bucur că ați venit și la standul meu și să sperăm că anul ăsta care va fi, să fie și în mine. Doamne ajută!